Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. În această seară vreau să facem o etalare în iubire, să vedem ce urmează în zilele următoare, în perioada următoare, fiecare cum își setează perioada de timp. Gândiți-vă voi la o perioadă de timp, să vedem ce este între tine și persoana la care tu te gândești sau ce a fost sau ce va fi. Haideți să vedem ce văd, aceea vă spun. Și vreau să știți că este o citire colectivă, generală, nu se poate potrivi tuturor, luați de aici doar ce rezonează cu voi și folosiți înțelept, dragilor. Și haideți să vedem o citire colectivă. Persoana la care tu te gândești acum poate fi orice persoană, că sunteți într-un cuplu, că sunteți despărțiți, să vedem. Persoana a mers mai departe. Este pe val această persoană. Voi aveți aici o foarte mare creștere spirituală. Voi creșteți spiritual. Între voi, libertate. Aici poate fi, e cu două tăișuri și claritate. Voi ați redat libertatea acestei persoane, dar această persoană nu. Această persoană vă ține legată energetic de ea. Deși ea a plecat mai departe, această persoană din mintea ta încă te ține. Tu ai claritate și vrei libertate. Această persoană știe că ești de neînlocuit. Tu începi să înțelegi, ai început să înțelegi conexiunea care a fost, probabil aici a fost o conexiune frumoasă. Tot ce trebuie să faci este să-ți cureți aura. Aici ți se transmite foarte clar, este cartea numărul 7 și să te odihnești, să te vindeci după această relație. Aici, libertate, persoana a plecat mai departe. Te-a durut probabil ce ți-a spus această persoană. Haideți să vedem. Aici voi v-ați separat, sunteți în separare și persoana a plecat mai departe, nici nu s-a uitat în urmă, a mers cu valul. Este pe val acum, cel puțin așa spune. Voi sunteți o împărăteasă, dragilor. Această persoană și-a permis să părăsească, să se distanțeze de o împărăteasă. Această persoană este un cavaler de săbii, o persoană tăioasă. Văd aici multe cuvinte tăioase pe care vi le-a adresat această persoană. La capătul setului de cărți este o regină de cupe. Rac, scorpion, pești, taur, gem învărsător, balanță. Dragilor, între voi a fost frumos, un început pasional, asul de bâte. Ați crezut că este persoana care vine să echilibreze toată viața voastră. Iar această persoană v-a lăsat într-un dor, v-a lăsat într-o tristețe. Este posibil ca până la un moment dat voi să o fi oferit acestei persoane mult, foarte mult, totul. V-ați pus sufletul pe tavă, iar această persoană a luat cu toate mâinile și nu a dat nimic înapoi. Cu atât mai mult cu cât în momentul despărțirii această persoană ți-a spus ceva ce te-a durut foarte tare, te-a îndurerat. Aici ai rămas în această durere a cinciului de monede. Doar că la un moment dat tu te-ai trezit din această durere și ai început să înțelegi că această persoană a venit în viața ta să te învețe iubirea de sine și ai încheiat acest ciclu, ai învățat, aici este împărăteasa și lumea. Voi v-ați dat seama că aveți în fața voastră o lume întreagă, v-ați dat seama că această persoană nu a meritat nici măcar un deget din această împărăteasă și persoana a luat totul, pentru că voi ați oferit, dragilor, aici, iar această persoană a decis să calce strâmb, să plece, să au fost aici certuri. Cavalerul de săbii este o persoană certăreață, aici este cu sabia în sus, este o persoană care este răutăcioasă. Această persoană, deși știe că sunteți de o finețe rară,
că sunteți doamne, că sunteți domni, că sunteți speciali, această persoană a ales răutatea. Nu s-a comportat așa cum meritați. Da, voi împărătese, această persoană a întors spatele unei împărătese. Această persoană începe să înțeleagă ce a pierdut și dacă te-a durut pentru ce ți-a spus, să vezi ce are să-ți spună acum această persoană. Pentru că această persoană, așa cum voi ați înțeles legătura dintre voi, așa a înțeles și această persoană după separare că v-a pierdut definitiv. Voi aici aveți înțelegerea. Voi ați traversat acest ciclu al vieții voastre. Voi aveți acum o creștere individuală. Probabil vă axați pe altceva. Poate manifestați o altă persoană. Poate faceți cursuri de dezvoltare personală. Poate vă axați foarte mult pe jobul vostru. Voi ați învățat aici toate lecțiile și cu multă durere, deși multă durere în suflet, ați trecut mai departe. Ce are această persoană să vă spun acum? O să vă uluiască. Va fi un șoc aici, pentru că această persoană va da vina tot pe voi, pentru că ea a greșit. Vă va spune că până la un moment dat, da, am fost vinovată, dar tu ești cea mai mare sau cel mai mare vinovat pentru că ai dus la ruperea acestei relații. Ce îți va spune această persoană acum te va șoca. Voi aici aveți regina de cupe, sunteți persoane iubitoare, empatice, ați oferit și acestei persoane, deși probabil că relația voastră a fost foarte pasională, dar dacă ați fi fost atenți, v-ați fi dat seama că această persoană nu merită investiția voastră sufletească. Voi aici ați vrut, probabil veniți dintr-un mediu în care tot ați suferit, dintr-o altă relație în care tot nu a fost bine și ați găsit acest om crezând că este un suflet pereche. Dar aici un suflet pereche care v-a trădat. Voi munciți mult, da, și nebunul pentru voi. Dragilor, voi aveți aici un nou început superb. Puteți să-l aveți și cu această persoană, dar nu va mai fi nimic la fel aici. Pentru că această persoană, deși conștientizează finețea, valoarea voastră va face aceleași greșeli. Pentru că este un cavaler de săbii și este în defensivă și se apără, probabil la rândul lui, la rândul ei, are niște bagaje din copilărie pe care le tot duce mai departe. Între voi aici claritate, voi aveți claritate și această persoană are în acest moment claritate, a înțeles că v-a pierdut definitiv, această persoană a înțeles că a pierdut o împărăteasă, cum am spus, rac, scorpion, pești, taur, gen învărsător, balanță avem aici, poate fi capricorn, poate fi și vărsător, haideți să vedem. Aici pe voi v-a durut foarte tare ce v-a spus, ați rămas însingurați, înlăcrimați, cu un gol mare în suflet, până la un moment dat când ați înțeles că viața asta este despre propria persoană și că puteți manifesta persoana ideală. Aici voi asta faceți, nebunul pleacă spre un nou început, vă axați foarte mult pe propria persoană și mergeți mai departe. Haideți să vedem. Da, voi veți primi aici o întâlnire, veți primi o invitație de la această persoană. Dar această persoană are școala vieții, poartă în continuare măști, este o persoană care se teme și de angajament, dar se teme și să fie abandonată și atunci pleacă prima. Multe bagaje, această persoană nu este disponibilă emoțional. Această persoană a vrut să
fie cu voi și a dorit acest lucru, dar nu a putut. Acum dă vina pe voi, găsește vinovați, deși voi ați oferit totul în această relație. Iar acum voi ați înțeles că nu veți putea schimba niciodată această persoană, oricâtă speranță ați avea și oricât de mult v-ați dori. Dragilor, nimeni nu poate salva pe nimeni. Dacă simți că trebuie să salvezi persoana de lângă tine, salvează-te pe tine. Acesta este primul semn. Aici vei avea un șoc când această persoană va veni să-ți spună tot ceea ce crede. Tot voi sunteți cei vinovați în ochii acestei persoane pentru despărțirea voastră. Aici persoana o să vă judece, o să vă spună că v-ați asumat libertatea, că vreți să fiți libere, liberi. Ceea ce este dreptul vostru, dragilor, pentru că această persoană v-a ținut aici, să nu spun în lanțuri, dar v-a ținut timpul în loc, pentru că aici aveți timpul și această persoană ar fi avut nevoie și de mai mult timp. Timpul, dragilor, nimeni nu vă-l dă înapoi. Șoc. Aici va fi un șoc, iar voi veți înțelege definitiv că nu aveți ce să căutați lângă această persoană. Din păcate, ați investit mult în această persoană. Posibil aici să fie relație de căsătorie de lungă durată. Posibil. Posibil o pasiune mare, două suflete care s-au găsit și au crezut că împreună pot construi ceva frumos. Această persoană vă invită să vă vorbească despre relația voastră frumoasă pe care ați avut-o și să vă propună să începeți din nou ceva de la zero. Această persoană consideră că ești persoana ideală, știe, ești o împărăteasă sau un împărat dacă ești domn. Iar această persoană nu este nici măcar rege-regină. Dragilor, aici aveți o energie de apă a reginei de cupe. O energie a iubirii. Orice ar fi fost aici între voi, voi înțelegeți această situație și mergeți cu toate pânzele sus mai departe. Așa cum nebunul scrie o nouă poveste, începe un nou capitol și acest nebun are foarte multă încredere în propria persoană. Știe că totul va reuși. Războiul lasă în urmă și face așa cum este corect pentru el, pentru ea. Voi faceți aici, este justiția. Faceți așa cum credeți că este corect pentru voi, lăsând în urmă această persoană care oricum acum se simte pe val, simte că poate să meargă mai departe, să facă absolut orice, dar totuși va veni către voi pentru că aici a realizat valoarea voastră. Vedeți, vine tot cu școala vieții, cu multe texte. După ce aici v-a amenințat, v-a spus cuvinte, poate aici a fost și violență, nu doar verbală, fiecare știe, dar te-a durut mult pentru ce ți-a spus și ce ți-a făcut. Însă ce ți va spune acum te va șoca, pentru că această persoană consideră că sunteți două suflete pereche care trebuie și sunteți menite să stați împreună, indiferent de context. Voi aici v-ați detașat, vedeți, această persoană a fost trădătoare, a fost un v-a atacat practic, a fost mincinoasă, v-a decepționat total, v-a rupt sufletul această persoană și v-a cauzat durere. Voi, în acest moment, nu mai ascultați nimic din ce are această persoană să vă spună. Această persoană vine să vă propună un nou parteneriat, o căsătorie, o logodnă, vă aduce inelul, vă oferă luna de pe cer, o întâlnire. La această întâlnire, dragilor, persoana își va declara iubirea eternă, dar această persoană poartă măști. De ochii lumii, cum se spune, o să vă declare absolut orice, ar fi în stare să vă spună absolut orice, doar să nu vă piardă, doar că aici este un egoism fantastic, pentru că oricui i-ar plăcea să aibă o împărăteasă ca și partener sau un împărat ca și partener. Da, aici este o relație care s-a rupt
dar persoana la care tu te gândești dorește o reconciliere. Îți va da o întâlnire, te va surprinde și te va șoca această persoană cu ce are să-ți spună. Pentru voi, această persoană este trecut, este din trecut. Voi nu mai aveți aici, chiar dacă aveți sentimente, știți că nu veți putea face absolut nimic, pentru că și aici vi se cere să vă detașați. Și aici vi se cere curățarea aurei, aici vedere binecuvântată, începeți să vedeți tot ce ați trăit și începeți să hrăniți iubirea din voi, începeți să hrăniți sufletul vostru și dorința voastră bună de a avea o relație stabilă, fără răutate. Împărăteasa este mama pământ, este bună, este abundentă. Aici voi ați învățat să puneți, să vă impuneți limitele sănătoase, dragilor. După această relație aici, această persoană a făcut ce a vrut ea. Iar acum când voi ați întors spatele acestei persoane, această persoană nu dorește să vă dea, să vă redea libertatea. Vă ține energetic legați. Voi aici ați vindecat durerea, acest 5 de monede. Această durere, această inimă frântă, pentru că te-ai trezit, pentru că ai conștientizat că puterea este la tine. Și începi să te bucuri, nebunul și bucuria. Aici aveți o iubire divină, dragilor, și sunteți inspirați să mergeți către o altă persoană. O să vedem în etalările următoare cine este această persoană care o să-ți bucure sufletul și va fi persoana pe care tu o gândești, pe care ai crezut-o și pe aceasta, dar nu a fost. Aici este o persoană cu multă experiență care a luat tot ce s-a putut lua. În schimb, împărăteasa, dragilor, este abundentă. Voi aveți de unde oferi iubire multă, pentru că în sufletul vostru există empatie. Regina de cupe este iubitoare, este săritoare, iar împărăteasa oferă totul. Vedeți în acest card, împărăteasa în fusta ei are toată lumea, tot pământul. Este frumoasă citirea. Haideți să vedem totuși o carte pentru persoana nouă pe care tu o vei întâlni. Pentru că aveți aici nebunul, pentru că aveți o iubire divină care stă să intre în viața voastră și este datorită vouă, pentru că v-ați detașat de această energie care v-a blocat aici. Cum am spus, timpul a stat în loc. E posibil cu această persoană să fi fost ani de zile, iar această persoană nu v-a lăsat să creșteți, v-a îngrădit libertatea. Aici văd îngrădirea libertății. Nu v-a permis poate să munciți, pentru că am văzut că aici vă axați pe muncă. Nu v-a permis ce v-ați dorit voi, v-a impus reguli, multe reguli. Și acum tot această persoană vine și vă învinovățește pentru despărțire, pentru tot ce a fost. Vă va șoca această atitudine. Te-a durut în trecut mult tot ce a făcut această persoană și tot ce ți-a spus. Te-a lăsat aici în durere, în singurătate, dar să vezi ce are acum să-ți spună, o să te șocheze. Că tot tu ești vinovat, vinovată, persoana nouă care vine în viața voastră. Un succes va fi. Închideți un ciclu greu, dragilor, și credeți în acest plan divin. Nu este nimic întâmplător că ați întâlnit asemenea persoane, ați învățat, acum știți exact cum să stați într-o relație, cum să fiți într-o relație și veți întâlni persoana potrivită. Aici este rapid, se accelerează, se apropie această persoană. Lăsați la o parte trecutul, tot ce-i vechi
lăsați la o parte, totul e istorie, dragilor, inclusiv această persoană care vrea, nu vrea, va trebui să vă ofere libertatea, pentru că voi vă asumați aici libertatea voastră, pentru că ați înțeles, pentru că v-ați trezit și aveți aici o conexiune cu divinitatea, v-ați rugat mult aici pentru a putea depăși această despărțire, această durere. Aici, cu certitudine, veți întâlni o persoană hot, fierbinte, o persoană care să-ți deschidă din nou imaginația către acel as de bâte. Aici va fi frumos, va fi cerebrare. Vom mai vedea în citirile următoare persoana nouă cu ce vine. Este frumoasă această etalare pentru că aici persoanele rănite în trecut s-au trezit și au înțeles motivul pentru care au stat lângă persoane care le-au rănit. Aici multă durere ți-a adus această persoană, dar am văzut vindecarea durerii și îndreptarea către bucurie, dragilor. Aici ați vindecat durerea, ați reușit să vindecați durerea lăsată de această persoană și la invitația pe care vă va face această persoană veți ști să spuneți nu și veți merge mai departe către o nouă iubire care se deschide acum în fața voastră frumos. Vreau și o carte de aici pentru voi, pentru ce a fost, pentru ce este, un sfat. Haideți să vedem pentru voi. Gri, cartea gri. Sfârșiturile sunt inevitabile. Închide o ușă a trecutului ca să poți să faci loc noului. Vedeți, spre voi vine o corabie, dragilor. Ceva nou, ceva frumos se vede la orizont. Începe pentru voi o nouă eră. Aici v-ați retras, este turnul. V-ați retras și ați meditat la viața voastră. Iar acest lucru v-a salvat. Iar această inimă va fi vindecată, întregită, pusă la loc cu iubirea pe care voi o aveți de oferit. La rândul vostru veți primi iubire, dragilor. Sfârșiturile sunt inevitabile. Închideți un trecut pentru că este deja istorie și mergi către nou. Te așteaptă fericirea. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!